Familia bărbatului a chemat ambulanța luni dimineața la ora 7 și ar fi fost preluat după mai bine de 3 ore, pentru că a acuzat dureri la spate și picioare, a fost dus la spitalul de neurochirurgie. Era conștient și cu problemele legate de ciroza lui hepatică. Analizele nu arătau bine, dar în contextul decompensării hepatice. Dar era bine, sunt conștient. Din punctul nostru de vedere neurologic, conștient. De acolo, bărbatul a fost transferat la Spitalul Sfântul Spiridon. Era ora 21. Soția bărbatului susține că abia a doua zi dimineață, când deja era în comă, ar fi fost internat. Cere acum să-i se facă necropsie. Va face și plângere la poliție și la colegiul medicilor. Nu, seara era conștient el. Și fata și băietul vorbi cu el și era conștient ăsta. Așa. Dar bine că dacă stai în fund, așa, nici mâncat, nici apă, nu te bagă nimeni în seara, au plecat că mori cu zâlii. Eu am vorbit personal cu el, l-am sunat luni seara, cred că în jur de ora 9:30. Mi-a răspuns, era, se vedea că undeva pe scaun. Deci știind că ai probleme cu spatele și cu piciorul, tu nu poți să-l pui pe scaun. Și asta mi-a zis, nu mai pot, o voce răgușită. Și o doamnă asistentă îi spune, închideți, domne, telefonul, pe un ton răstit. Conducerea Spitalului Sfântul Spiridon transmite printr-un comunicat că a preluat pacientul când a ajuns și că avea semne vitale normale. I s-au făcut investigații și după aceea s-a decis internarea la 4 dimineața. Conducerea spitalului susține că starea bărbatului s-a deteriorat brusc în jurul orei 8, iar după prânz a murit. Diagnosticul pus de medici a fost ciroză toxică decompensată.